Bine v-am regăsit. Abia ieșit din tipar o nouă carte. Este o perioadă în care apar destul de des cărți la editurile mele. Este vorba de cartea autoarei Lise Bourbeau, cartea numită Viața de după moarte. Autoarea Lise Bourbeau este cunoscută în România mai ales pentru cărțile sale de dezvoltare personală, cărțile cu cele 5 răni emoționale, cartea Corpul tău spune iubește-te, care ne prezintă noțiuni de psihosomatică, legătura dintre boală și corp. Însă, de anul trecut, am început la editura Clara Toma Publishing să editez și romanele inițiatice scrise de Lise Bourbeau, iar acest roman inițiatic, Viața de după moarte, este unul dintr-o serie de patru. Primul din serie a fost Să facem pace cu trecutul, am publicat acum vreo lună, urmând încă două, despre puterea iertării și despre revelarea secretelor. În cartea de Viața de după moarte, autoarea nu vorbește despre karmă sau, eu știu, despre noțiuni din acestea, ce se întâmplă cu sufletul nostru după moarte. Este vorba, practic, despre un roman. Este vorba de un roman care prezintă viața mai multor personaje de-a lungul timpului și consecințele. Sunt prezentate consecințele deciziilor pe care personajele le-au luat în timpul vieții. Este un roman foarte frumos pe care îl recomand cu căldură și, așa cum spune autoarea, această narațiune inițiatică are ca scop să ajute cititorul să devină conștient de consecințele tuturor deciziilor sale. Vă doresc lectură plăcută!